crezi că poți să faci în București în seara asta în 4 ore? 350 de lei. Profit? Profit. Aproape 100 de lei pe oră? Da. 100 de lei combustibil, 500 de lei restul cu taxe. Salutare dragilor de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Printre noi sunt sigur că sunt mulți oameni ce au o mașină la dispoziție și și-ar dori să vadă cam câți bani ar putea produce pe una dintre platformele de ride sharing. Tocmai de asta, astăzi avem un invitat special. Salutare! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Te pupăm și important, al nostru are posibilitatea să încerce în această seară să vadă cam câți bani ar putea să producă prin intermediul a două aplicații. Pe ce aplicații lucrezi tu? Uber și Bolt. Mai tare decât asta, el stă la Brașov, lucrează pe aplicațiile astea la Brașov și pentru această seară am o provocare pentru el să stea 4 ore. Încercăm 4. 4 ore să vedem câți bani poți să produci pe ride sharing când vine vorba despre Uber și Bolt. Fii atent cum facem. Cât consumă mașina ta? 7%. Când intri, când dai drumul la aplicație, îi dai un reset. Ok. E foarte important să înțelegeți că o să fie super natural asta, pentru că nici nu știi orașul. Nu. Dar știi ce nu înțeleg? Ce tare e să poți să vii de la Brașov, să vii la București, să ai ceva treabă și să poți face niște bani aici. Da, te oprești și lucrezi oriunde. Dar e sigur că nu te leagă la noapte cineva? 100%. La poliție. Bun, acestea fiind spuse, îi pasăm camera și așteptăm. Fii atent cum vreau. Și tocmai ce avem prima cursă din seara asta. După ce o termin, după ce se dă clientul jos, îți pornește telefonul și zici: cursa 1 am făcut 40 de lei. Bun. Și am făcut atâția kilometri. Și mâine dimineață ne organizăm frumos aici, la cafeluță, să vedem ce înseamnă 4 ore de muncă pe ride sharing cu o mașină ce consumă 7%. Nu-i foarte eficientă? Nu. Hai să facem așa, cât crezi că poți să faci în București în seara asta în 4 ore? 350 de lei. Profit? Profit. Aproape 100 de lei pe oră? Da. Cât zici? Face. Eu zic că 400. Bă, mi se pare tare dacă poți să faci 400 de lei. 100 de lei combustibil, 500 de lei restul cu taxe. 600 de lei în 4 ore, zic. Deci tu consideri că în aplicație, mâine dimineață când ne vedem, vom avea 600 de lei acolo. Da. Din care o să facem după aia noi calcul, să vedem. Da, în 4. Bun. De la ce oră începi? 10. 10. De la ora 10. Deci este ora 7, mergem, mâncăm și de la 10 intră pe fir. Spor! Mersi! Și acum hai să mergem să vedem câți bani a reușit să facă Petre în 4 ore în București, cel mai mare și cel mai aglomerat oraș din România. Și acum tocmai ce terminăm prima cursă, iar pe această cursă am primit 35 de lei. Și gata și cu a doua cursă. Tocmai ce a intrat alta. Gata și cu a treia cursă. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Și gata și cu cea de-a patra cursă. Mergem să luăm pe următorul pasager. Bun, și ne-am întâlnit după prima noapte. Din punctul meu de vedere, eu m-am întâlnit acum, ne-am văzut cu Petre, doar că eu aseară, în momentul în care aveam discuția, în capul meu mi-am făcut repede un calcul și asta ar însemna 170 de euro pe zi. Ceea ce mi s-a părut super mult să faci 100 de lei pe oră cu ride sharing. Pentru că dacă s-ar aplica calculul ăsta, din punctul meu de vedere, cam toată lumea s-ar ocupa de asta. Acum hai să-l vedem pe Petre ce profit are după câte ore ai stat. 3. Deci 3 ore de muncă. Prima întrebare, câți bani s-au produs în total? 200 de lei cu tot cu tips. 200 fix. Ce nu perfect. Ideea următoarea, noi ne-am înțeles la 4 ore, având în vedere faptul că a plecat după 3 ore, cred că v-ați dat seama că n-a funcționat calculul. Bun, deci hai să facem un calcul. Ai zis 3 ore, 200 de lei? Da. 200? Da. Atât ați rămas? Da, perfect. Fix. Ok, 200 de lei împărțit la 3. 66 de lei pe oră. 1 leu pe minut. Păi stai așa, bro, 50 de lei. Trebuie să faci și combustibil. 50 de lei. 50 de lei pe toată seara? Da. Ok, deci undeva la 16 lei. Te duci la 50. 50. Impozit, chestii. 7% din tot. Ok. Deci mai dai vreo 10 lei probabil. Cu tot, cu contabilitate, cu tot, cu tot. Tot. Dacă amortizezi și mașina. S-ai făcut vreodată un calcul cam în cât timp o să amortizezi mașina? Zic eu că minim 10 lei, dacă vrei după 3-4 ani să-ți cumperi o mașină nouă, trebuie să amortizezi și 10 lei acolo. Mai scade în 10. Și ajungem la minunata sumă de 30 de lei pe oră. Nu-i bine. Nu-i. De asta vreau să vă zic, oameni buni, ok, sunt de acord că ride sharing-ul e la momentul actual un business foarte bun și acum sunt sigur că o să fie mulți dintre oamenii ce ne urmăresc care o să zică: bă, că eu fac atâta. Bă,
faceți calcule bine, pentru că calculele cum trebuie. Exact. Petre al nostru și toate cele. Pleca aseară cu target de 100 de lei minim pe oră. 350 de lei. Profit? Profit. Aproape 100 de lei pe oră? Da. Cât zici? Face. Eu zic că 400. Elisei, eu zis, ce se joacă la 400 de lei? Nu e așa. Ba, nu ești surprins de faptul că în București faci 30 de lei pe oră cu ride sharing? Eu mă așteptam să nu stau deloc. Puțin la... Cel puțin la Brașov. N-ai timp să stai. Aici stai, nu știu. Sunt curse lungi, dar sunt rare, nu știu. N-ai timp. Mai există încă o posibilitate să nu fi știut să-și fi ales... Zona și cursele. Pentru că ziceai că ai ajuns pe la Chiajna. Da. Și l-am schimbat orașul în puii mei. Da, am luat pe cineva din oraș, nu știu exact de unde. Care a fost cea mai scumpă cursă? 35 de lei. Din Cosmopolis până undeva în oraș. Cum mă? Păi și până la Chiajna câți bani ai luat? Ne uităm, vreo 20 și ceva. E așa să tot mergi cu oraș. Păi, nici nu mai pornesc mașina, e nebun. Băi, puțin. Tarif dinamic era exact în centru. De ce nu te-ai dus la aeroport? Am fost la aeroport. Am luat o cursă de la aeroport până în Tunari. Aici? Da. Mers 2 minute. Dar și tu nu poți să te uiți, bă, ce gen de cursă e? Nu. Mie mi-arată doar la ce distanță se află clientul, ratingul, stelele lui. Și nu poți să-i zici, bă, nu vreau, ba, după da, ce l-ai acceptat? A, nu. Poți să o refuzi, dar la mai multe refuzuri, aplicația ți se închide automat. Eu mi-aduc aminte la un moment dat că am avut o experiență cu Uber. A luat în partea cealaltă, frate. M-a forțat să-i dau eu decline. Pe bune, zic. A văzut că probabil nu-i convenea cursa și și-a schimbat. Adică a plecat în partea cealaltă să mă oblige ca să-i dau decline. Da, aici nu poți să faci din astea pentru că îți dă... Dă rating puțin, stele puține și aplicația o să te închidă. Te, pur și simplu, nu mai poți să lucrezi. Ce e asta? 449 de lei? Pe toată săptămâna. Și toată săptămâna trecută ai făcut 400 de lei? Da, n-am stat pe Uber, pe Bolt am făcut mai mult. În Brașov, Bolt-ul rupe. Da, acum rămâne la latitudinea voastră dacă vă alegeți sau nu să mergeți în direcția asta. De ce mi-a venit ideea să fac clipul acesta? Pentru că al nostru Petre mi-a povestit că înainte să înceapă business-ul ăsta, să înceapă să lucreze, s-a uitat la un clip de la noi pe canal și a prins curaj acolo. Pentru că vorbeam de niște sume care par să fie top. Și te-a cam ars. Da. Acestea fiind spuse, eu am fost Mihai Beldi, alături de mine a fost Petre, ce ne-a oferit niște informații relevante dacă vrei să te apuci să faci ride sharing și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!